Ponturi și pariuri la Rapid București, Universitatea Cluj, Bologna, Torino, Young, Almar, Groninger, Verona, Lece și FC 1948, Universitatea Craiova, Sfântul Gheorghe Sepsi. Dragi prieteni, rămâneți până la final pentru a afla care este echipa care faultează cel mai puțin din Superliga. Vedeți ce formație cedează cele mai puține cornere în serie A și mai ales ce echipă încasează destul de multe cartonașe galbene. V-am pregătit un bilet la Superbet cu 3.64 format din 4-5 pronosticuri, așa că rămâneți până la final să auziți argumentele cu care joc acest bilet. Începem cu prima partidă, duelul dintre jucători la specialele Superbet, acolo unde se înfruntă Dan Nistor și Alexandru Ioniță. Dragi prieteni, lucrurile în opinia mea sunt simple aici. Ne uităm la Dan Nistor, jucător de bază la trupa lui Ovidiu Sabou. În 14 meciuri a fost titular din 15 jucate, 86 este media de minute petrecute pe teren pentru Universitatea Cluj. În echipa săptămânii a fost ales de 8 ori. De partea cealaltă, Alexandru Ionită de abia și-a câștigat locul de titular în echipa lui Bergodi a început titular doar 7 din cele 14 partide pe care le-a disputat. Media sa de minute este de doar 46 petrecute pe teren. Sincer mă aștept aici ca să înceapă titular Ioniță, dar și Nistor, iar Ioniță care de obicei să fie schimbat, așa cum s-a întâmplat în ultimele 30 de partide pe care le-a jucat pentru rapid. Cota pentru care Dan Nistor Va avea mai multe minute pe teren, este de 1.25, dar zic eu că este destul de bună de jucat astăzi. În România avem din nou duel între Universitatea Craiova 1948 și, și Sepsis Sfântul Gheorghe. De menționat că echipa lui miditelu este formația care, atenție, faultează cel mai puțin în campionatul României, doar 11.3% faulturi comise pe meci. De partea cealaltă, Sepsi este a doua a, echipă care faultează cel mai mult după oțelul Galați, având o cifră de 15,5 faulturi la fiecare 90 de minute scurse. În aceste condiții, zic eu că se merită să pariem că Sepsi va fi echipa care va faulta mai mult la o cotă de 1,40 pe care o recomand ca pontul zilei. Trecem mai departe la duelul dintre Verona și Lece. Iar este de menționat aici, bine să știți și voi, Federico Lapena va fi la centru, acordă o medie de 5,2 galbene pe meci și 0,31 cartonașe roșii. Lece este o echipă dură care faultează de 13,1 ori pe meci și încasează la fiecare 90 de minute 3,1 cartonașe galbene. Lece a avut două eliminări până în etapa a 12-a, iar împotriva celor de la Verona se încasează în medie 2,08 cartonașe galbene și 0,25 cartonașe roșii etapă de etapă în serie A. În aceste condiții cred că putem miza aici liniștiți că Lece va încasa cel puțin două cartonașe la o cotă de 1,25. Rămânem în serie A și vedem că se întâlnesc față în față Bologna și Torino. Practic două echipe cu medii generale foarte mici de cornere la finalul partidelor sale. Bologna termină meciurile în general din Serie A cu o cifră de 8.42 cornere totale generale, atât ea cât și formația care o întâlnește în total, da? 8.42 cornere pe meci. De partea cealaltă, Torino este formația cu cea mai mică medie generală în uh, meciurile sale de cornere: 6-67. Bolonia uh, cedează 4,83 cornere pe etapă în Serie A și obține 3,58 uh, lovituri de colț la fiecare 90 de minute scurse. Torino, în schimb, cedează cea mai mică medie de cornere în uh, campionat: do doar 2,58 pe meci. 408. Este media de cornere pe care o acumulează în Torino la fiecare 90 de minute în Serie A. În aceste condiții, zic eu că se poate plasa un pariu liniștit pe sub 10,5 lovituri de colț în acest meci la o cotă destul de bunicică 1.30. Și continuăm cu un alt meci din Olanda 2, acolo unde se întâlnesc două echipe din eșalonul secund, azealmarg Young vs. Groninger, formația la care a jucat cunoscutul Arian Robben. Aici nu ar fi multe de spus, doar că echipa oaspete Groninger este lider absolut în acest campionat cu o medie de 7,2 cornere obținute la fiecare 90 de minute scurse, în timp ce Young Azealmarg cedează pe partidă, 5,27 lovituri de colț adversarului direct. Cred că putem miza și aici pe un peste 3,5 cornere obținute de Groninger la o cotă frumoșică zic eu, de 1 1,28. Dragi prieteni, așa arată biletul zilei. Nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permite să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile. Monkley.